încerc să fac o mărturisire care are un conținut ceva mai profund, și anume că am fost acuzat în această perioadă că am lucrat în securitate, că sunt informator al securității, deci niște enormități care pot fi verificate. Eu am în sfârșit de la instituțiile acreditate, că niciodată n-am făcut poziție politică și n-am lucrat în securitate și nu am fost luat de informator al securității sau în noi structuri. Pe doamne de bună credință, pentru că eu lor mă adresez, tot la sfârșit, categorica lucrurile se înlămurite. Mai e o problemă, ca să începem cu partea de structuri, cum se lucrurile răspunde, niciodată nu am fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, așa cum doi intelectuali, doi toți, ca să nu zic altceva. Pentru că, după ce voi scăpa de calitatea asta de președinte al Consiliului Județean, în sensul că voi preda mandatul, sigur voi spune și cine sunt toți, mă acuzau pe media. A fost membru al Comitetului Central al Partidului niciodată. Dar era o treabă să... Dar am lăsat să mintă în continuare, să manipuleze populația așa cum o fac. De alminte la UDG, deci nu am fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist, să înțelegem foarte bine. O altă chestiune foarte importantă și aș vrea ca să o rețineți și o spun și pentru cetățenii județului Neamț, oameni buni, niciodată nu am avut, cum să vă spun eu, contracte cu statul, mă referește la 10 ani de când face politică, contracte cu Consiliul de Seamă, nici personal, nici un interpus. Nu există așa ceva. Nu am avut niciodată terenul la Consiliul de Seamă, statului, cum sunt acuzat, deci să ne înțelegem. Toată lumea poate verifica aceste lucruri și eu nu mă scuz acum, dar vă informez pe dumneavoastră și fac o mărturisire de bună credință. Și mai mult decât atât, să știți că eu, gravitate politică, am avut și am cu ceea ce am lucrat în politică. Cu același lucru este politică. N-am o leu opus, n-am conturi bancare, nu mă interesează, am venit doar să fac. E credința mea, e felul meu de a fi. E felul meu de a fi profund, sufletește legat de acest județ. Și am făcut tot ce mi-a stat în putință să fie bine pentru județul Neamț. Și cred eu și dumneavoastră, trebuie să fiți de acord, când mai vorbește și un fost președinte. Deci, credința mea e că și dumneavoastră sunteți de acord că avem un județ cu infrastructură rutieră bine așezată, dezvoltată, că avem un județ cu un turism care, iată, începe să urce și urcă destul de bine, apropo de vizita pe care, sigur, și din străinătate, dar și din țară, din ce vizitează județul, avem un preț super și va deveni și mai frumos, va sigur de lucrul ăsta. Nu mai vorbim de faptul că, o să găsiți să raportăm, de la raportul de activitate, nu mai vorbim de faptul că, iată, față de 2019, 32-33 de mii de internet la Spitalul Județean, este primul an în care atingem această cifră raportată la lunile pe care le avem, să încheiem cu septembrie. Deci oamenii au încredere în condițiile și calitatea serviciilor din Spitalul Județean de urgență. Suntem acolo în renovări, reparații, va fi și mai bine. Sigur, știți care ar fi dorința mea? Să fim oameni sănătoși și să nu avem internet. Asta este dorința Dumnezeului de suflet. Dar dacă avem și necazuri, trebuie să oferim condițiile care sunt propice pentru un asemenea an. Dar vreți vrea să demers în ceea ce vrește sănătate. Nu mai zic că am toată încrederea și mă adresc dumneavoastră tuturor. Pentru că astăzi e ultima ședință și sunt sigur că în formă de asta interior sunteți de acord cu mine. Doamne, vom face finalul județean de urgență ăsta nou. Să avem încredere, să vă parte potrea și propaganda. Vom face acest spital. Cu acest gând să plecăm și cu acest gând să ne încheiem mandatul pentru cei care și încheie, pentru cei care pe fire are și Consiliul, au fost care și Consiliul Tețean și face parte de nou Consiliu, să gândim pozitiv față de acest județ și față de oamenii care ne-au trimis în acest loc. Eu țin să vă mulțumesc încă o dată pentru o atenție, dar să rezolv.
senesor cu la Rusăriu. De-al minter, să știți că în momentul în care nu vom avea contestații la cine aceștia care cetația, cred că vreo 3-4 de zile, Podolasco poate fi făcut atenție mare. Deci lucrurile sunt pregătite. Dar haideți să nu luăm acum de obiective punctuale. Poate de lucruri generale și eu simt să vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care vreau să mi-ați acordat. Mulțumesc de asemenea foarte mult și fostului președinte cu care am lucrat 4 ani și 4 zile și ceva în plus. Și vreau să vă spun că la această oră încă lucrăm pe proiectele pe care noi le-am aprobat la acea vreme. Eu asigur majoritatea în cadrul Consiliului Județean prin ceea ce așa s-a apropiat de cei doi consilieri de la ALDE. Una peste alta, să vedem cu bine, să fim sănătoși, să ne gândim la noi și la familiile noastre, dar să nu uităm niciodată cetățenii județului Neamț. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru sprijin și, dragi colegi, să ne vedem doar cu bine și gânduri pozitive și să nu uitați nimic fără Dumnezeu. Doamne!